Maria bate țara în lung și în lat și participă la toate competițiile de Kempo, unde este campioană națională de 3 ani. Mi se pare că vreo 6 sau 7, de loc întâi. De cât timp faci Kempo? De 3 ani jumate. Și cum ai ajuns tu să practici acest sport? Am avut o prietenă care practica Kempo și mi-a spus să vin și eu să încerc. Și de atunci am început să fac Kempo. Micuța este bună nu doar la sport, ci și la școală. Cu ce medie ai terminat? 62. La ce materie ești bună? Sunt bună la română, desen și engleză. Prietenele ei o susțin în tot ceea ce face și sunt mândre de ea. De fiecare dată mă susțin și ele chiar le place că fac acest sport. Au văzut și luptând? Da. Și ce spun? Spun că sunt o mare campioană și că voi ajunge cineva în viață. Pe noi ne bucură că sunt din ce în ce mai mulți copii, chiar și la vârste foarte mici, care au idoli în Federația Română de Kempo și au luat modele din cadrul Federației Române de Kempo și vor și ei să ajungă ca ei multipli campioni naționali, europeni, de ce nu chiar mondiali. Cea mai mică categorie de vârstă de la campionatul național de semi-Kempo a fost cea de 6 ani. Andrei merge la Kempo de 3 luni și a reușit să-și învingă adversarul din competiție. Andrei, cum a fost lupta? Foarte bine. Ai reușit să-l învingi. Cum ai făcut? Păi mișcare. Punct. Da. Alex se visează deja campion mondial. Foarte frumos. Îmi place foarte mult. Nu cred că o să mă las în următorii 20 de ani. Antrenorul băieților este cel mai fericit când își vede micii sportivi că ies învingători. Ceva foarte plăcut. Deci dacă n-ai dăruire pentru sportul ăsta, nu cred că poți să antrenezi copii. Dar sunt și satisfacțiile pe măsură, v-am spus. Cum vă simțiți când copiii dumneavoastră câștigă? Îmi vine să plâng.